Deșteptarea. Ministerul Educației a publicat o serie de ghiduri de educație rutieră pentru cele trei niveluri de școlarizare, învățământul primar, gimnazial și liceal. În aceste ghiduri, ministerul atrage atenția că toți profesorii au obligația legală să facă educație rutieră, nu doar dirigenții. Deci, obligație legală. Dar cum anume se va implica fiecare profesor ar urma să fie stabilit în Consiliul Clasei. Ia că Luca a devenit atent și a spus ochelarii să mă vadă mai bine. Deci nu doar, dirigenții. O bună parte dintre profesori sunt la rândul lor și dirigenți. Da. Dar din ce înțeleg acolo, adică nu doar la orele de dirigenție, și la matematică să vină doamna și să le spună, băi, să vedeți ce am pățit. Nu-mi dau seama. Traversa. Iată ce scrie în documentul Ministerului Educației și citez. În acest sens, recomandăm stabilirea în Consiliul Clasei a modului în care se va implica fiecare profesor în funcție de disciplina predată și de timpul disponibil. Atragem atenția că activitățile propuse în ghid pot fi implementate de orice cadru didactic, indiferent de specialitate. Și am încheiat citatul. L-am sunat pe instructorul de conducere defensivă, Titi Aur. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bun, Titi Aur, cum credeți că ar trebui să se implice profesorii? Ce să învețe pe copii și către cine să se îndrepte dacă au nevoie de sfaturi? Nu e chiar specialitatea lor, adică să nu le spună prostii. Cum să facă? Păi, în primul rând, trebuie să plecăm de la de ce s-a ajuns aici. S-a ajuns aici pentru că suntem țara cu cele mai multe accidente din Europa, de departe. În România mor 120 de copii anual în accidente rutiere. În țările nordice, ca să înțelegeți o comparație, țările nordice însemnând și Suedia și Norvegia și Danemarca și Irlanda, e o concurență între aceste țări care reușește să fie la zero copii și reușesc în anumiți ani, când una, când alta, la zero copii sau când au 2, 3, 5 copii morți maximum în accidente rutiere. Noi avem 120 și suntem bucuroși, statistic am scăzut de la 140 la 120. În România se întâmplă foarte multe tragedii pe șosea și nu se face nimic. De după Revoluție s-a scos, începând din anii 90, s-a scos din sistemul de educație națională acest capitol, această lecție de educație rutieră. Înainte se făceau tot felul de variante, de patrule școlare, de transmis mesajul, atunci când era foarte puțină circulație. Acum ar fi cu atât mai necesară, mai mult mai necesară acest sistem de educație. Cum s-a trecut după Revoluție? Foarte mulți ani, 30 de ani, adică până acum câțiva ani, până acum 2-3 ani, când te duceai la Ministerul Educației și vorbeai despre educație rutieră, aproape că mâncai bătaie fizic. Răspunsul era mai mult sau mai puțin academic, dar era așa, mai lăsați-ne cu prostiile voastre. Noi avem programa încărcată, noi avem de făcut istorie, geografie, chimie și așa mai departe, nu avem timp de prostii. Voi vreți cei de la ISU să învețe cum să nu-și dea foc la casă, cei de la Ministerul Sănătății să învețe pe copii cum să se spere pe mâini, cei cu educația financiară, cei cu nu știu ce, voi cu educația rutieră, lăsați-ne. Și la un moment dat s-a făcut un mic pas, acum câțiva ani, și a spus să se ducă la acele ore, lecții facultative, la acele ore care se fac la alegere, la preferința copiilor, dar mai ales a părinților. Titi Aur, dumneavoastră aveți o companie deja de tradiție care învață șoferii să conducă defensiv. Rezultatele sunt verificabile. Cei care trec pe la dumneavoastră, adică companiile respective care fac cursuri pentru șoferii lor, pentru șoferii flotelor lor, au după aceea mult mai puține accidente. Vă invită școlile să le oferiți niște cursuri în acest sens? Ce constatați? Aici vreau să ajung. S-a trecut, cum spuneam, de la faza de să se facă la opționale, s-a trecut că trebuie să școlarizăm niște profesori și doar ăia trebuie să facă și s-a făcut în mediul privat, niște ONG-uri au făcut asta, iar acum brusc s-a venit cu această decizie, din punctul meu de vedere, într-un fel de disperare și oricum total necontrolată, să facă toată lumea oriunde numai să se facă, să nu mai auzim că se întâmplă și să nu mai spună lumea că noi nu facem. Nu ne bagă nimeni în seamă pe cei care facem cursuri de conducere defensivă. Nu ne bagă nici Ministerul Transporturilor în seamă, nici Ministerul Educației, dar mai ales nu ne bagă instituția care ar trebui să se ocupe de siguranța rutieră
și este acel Consiliu Interministerial pentru Siguranță Rutieră. Consiliu Interministerial care are în componență și Ministerul Transporturilor, și Ministerul Educației, și Ministerul de Interne, și Ministerul de Finanțe, și așa mai departe. Ne e frică. Societatea românească nu acceptă că trebuie făcut așa ceva. Politicienii noștri nu vor să facă așa ceva. Eu cred că societatea așteaptă niște măsuri în privința asta. E vorba de administratorii vieții noastre care nu sunt convinși. Li se pare că se leagă la cap. Eu sunt convins că societatea nu așteaptă. Așteaptă să se reducă accidentele, dar nu să se facă ceva. N-ați văzut niciodată pe cineva făcând presiune asupra instituțiilor statului, asupra guvernului, asupra ministerelor, să faceți ceva cu siguranța rutieră. O să vedeți demonstrații pentru pensii, pentru energie, pentru tot felul. Pentru asta toată lumea acceptă că în România se moare pe stradă și avem foarte multe accidente. Domnule Aur, dar din perspectivă, în ceea ce privește strict cursurile astea pentru copii, un curs susținut la școală, de educație rutieră. Mă iertați, eu nu reușesc să-mi imaginez. Deci copiii nu conduc, copiii sunt pietoni. Pentru un pieton să faci un curs, susținut, în ce ar consta? Nu. Vă spun în ce ar consta. Toată Europa civilizată a găsit soluția. 10 ore. soluția înseamnă așa. Anumite cursuri foarte mici, anumite lecții de siguranță rutieră în școala primară. În clasele 5-8, se trece deja la lecții de cum să mergi cu bicicleta, cum să mergi cu trotineta. Toate școlile din toată lumea civilizată au în curtea școlii câte un poligon unde se fac ore, cum să mergi, cum să faci. Vă dau exemple. În Germania se dă permis de bicicletă la vârsta de 10-11 ani, începând de la 10-11 ani și mai târziu, dacă vine copilul mai târziu să ceară permis. Care e simbolic. E simbolic, dar măcar... Nu este simbolic, nu. Este act oficial legal, eliberat de către școală. Școala are dreptul să facă asta. Copilul primește dreptul să vină cu bicicleta la școală. Și dacă până la 16 ani nu face niciun fel de problemă, nu mai vorbim de accident, nu este sancționat de poliția locală, de către școală, de nu știu ce, la 16 ani primește direct permis de moped. Școala îl ține în mână, îl educă, îl învață. La între 15 și 18 ani se fac acele cursuri de conștientizare. Ce înseamnă asta? Îi explici puștiului și puștoaicei de 15-16 ani ce poate să pățească dacă se urcă în mașina prietenului, care prietenul la 18 ani are permis, și ce vrea să facă la mașina lui bengoasă. Vrea să-i arate puștoaicei sau grupului sau găștii din mașină cât de tare merge el cu mașina. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Sunt convins că sunt o mulțime de lucruri de făcut. Mulțumim pentru aceste informații. A fost în direct în deșteptarea instructorul de conducere defensivă, Titi Aur. Deșteptarea